Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea revistei Convorbiri Literare, în perioada 22-25 aprilie 2017, s-au desfășurat la Iași diverse evenimente culturale. Seria manifestărilor s-a încheiat în seara zilei de luni, 24 aprilie, în sala mare a primăriei municipiului Iași. La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a dăruit membrilor redacției revistei o icoană a Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. 150 de ani este mult pentru o instituție. Între rupările de rigoare, au trecut 150 de ani, văd că vă pregătiți pentru o altă perioadă, nădăjduim tot atât de bogat în conținut, căci aceste chipuri care s-au derulat ca un șirac de mărgăritare în fața noastră ne-au arătat până la urmă de ce au fost în stare românii în veacul 19, spre sfârșitul lui, în veacul 20 și nădăjduim să nu se piardă din această percoare, din această adâncime și pentru generațiile care vor urma. În debutul evenimentului a fost proiectat un film documentar cu istoria revistei Convorbiri Literare de la înființare și până în prezent, iar de-a lungul întâlnirii, trupa de muzică veche Trei Parale a întreținut atmosfera de sărbătoare. Seara s-a încheiat cu acordarea premiilor anuale Convorbiri Literare. Anul acesta au fost acordate și două noi premii, premiul Iacob Negruții pentru cea mai bună revistă literar-culturală și premiul național Titu Maiorescu pentru critică literară, ce a fost înmânat lui Nicolae Manolescu, numit cel mai mare critic literar român post-belic.